De spectacol, dispărând dintre noi cel care a fost și va rămâne în orchestrația muzicală, în folclorul românesc, cel care a fost Ioan Cobâlă. Cu Rapsozii și cu el am mers pentru prima dată, am fost cerută să fac înregistrări de acele plăci de vinil, așa, și vreau să vă spun și o întâmplare. Avea multe lucruri și acolo spațiul era 3 zile, dacă îi pierdeai, vine la anul. În 4 ore trebuia să înregistrez 3 sau 4 melodii. În 4 ore. După aia, după masă, veneau altcineva la rând. Eu tot îmi zic, măi Ioane, sunt mulți partiturile, mai vezi de treabă, veni cu trenul, vagon de dormit. Doamne, când ajungem la electricord, dai eu, măi, să nu și neapună, să nu mă așez, măi. Am uitat-o de partituri de trei. Wow! Ioane, mai nenorocit! Ce... Lasă-o rezolvă, Cum ai să rezolvi, măi, cine știi melodiile, că doar le-a repetat partiturile, nu sunt cine cânt eu singur. Lasă! Ne-am adus aminte, s-au adus orchestra aminte, 4 melodii, ca să le înregistrăm în ziua respectivă, să nu pierdem spațiu. Apoi celelalte două, să-i fi auzit Ion Cobâlă, toată noaptea la acordeon, ca să pregătească celelalte 4 melodii pentru următoarea zi. Așa că a fost o întâmplare care s-a terminat cu un final fericit. Asta era important. Mulțumesc. Să joacă coronate, joacă-i țelinea și pe,
prieteni.